anii, cum trece timpul, cum trece viața. Multe lucruri se schimbă și multe rămân la fel. Cum ne schimbăm, cum ne transformăm și nu mai suntem niciodată aceiași. Ne pierdem inocența și sensibilitatea. Ne pierdem parcă pe noi înșine în tumultul civilizației și al rutinei. Uităm să râdem, să ne emoționăm, să simțim și să iubim. Uităm să ne bucurăm de lucrurile simple. Visăm doar la realizări grandioase, uităm să fim fericiți și asta e păcat, pentru că niciodată aceste lucruri nu se mai întorc. Și așa se face ca puțin dintre noi să mai cunoască însemnătatea sărbătorilor, în special nașterea tainică a Fiului lui Dumnezeu. Deja mulți dintre noi nici nu mai cunosc semnificația acesteia. Știm că vine moșul și facem bradul, dar mai știm oare că în această noapte s-a născut Iisus? Puțin. Toate lucrurile acestea și-au pierdut din farmec odată cu trecerea timpului și sărbătoarea a ajuns să treacă doar prin trup și nu prin suflet. Ne amintim să împodobim bradul și casa, dar oare ne împodobim la fel și sufletul? Cu credință, cu răbdare, cu înțelepciune, cu fidelitate sau cu marea dragoste? Întâlnirea din vârful dealului de la Pietroasele cu parohul bisericii, preotul Nicolae Dumitrescu, este una dintre cele mai frumoase întâlniri din acest an. Pășind în curtea bisericii ortodoxe, Sfântul Nicolae, ai sentimentul că ești acasă. O biserică mică, însă foarte prietenoasă. O tihnă ca de mănăstire, dată de faptul că în acest loc se săvârșește aproape în fiecare dimineață Sfânta Liturghie. Prin voia Domnului, dar și a oamenilor care din când în când mai trec pragul bisericii. Preotul, tânăr, pare oarecum desprins din veșnicie. Parohul acestui loc, Părintele Nicolae, impresionează prin autenticitatea și prin vitalitatea predicilor sale, dar și prin bucuria slujirii lui Dumnezeu și a oamenilor din aceste locuri. Suntem în postul Crăciunului, în post al bucuriei, deoarece mergem treaptă cu treaptă spre o sărbătoare a nașterii și a bucuriilor. Am avut îndrăzneala să-l oprim pe Părintele Nicolae din forfota unei zile de lucru cu, în scurt, interviu. Întotdeauna sărbătorile parcă ne fac să mergem mai mult cu gândul către Dumnezeu și către biserică. Întotdeauna sărbătorile parcă ne dă acel, să spunem, acea stare mult mai bună și mult mai frumoasă pe care omul de rând ar trebui să o aibă în fiecare zi. Cum sunt la dumneavoastră, aici acasă, Părinte, tocmai sus la Pietroasele, în parohia dumneavoastră, oamenii care calcă casa Domnului? Așa este, aveți dreptate, se spune că și așa este, așa simțim noi, biserica noastră fiind aici acest edificiu impunător, construit aici pe acest deal care domină toată împrejurimea, se spune că suntem mai aproape de Dumnezeu și de multe ori simțim acest lucru. Oamenii din parohia noastră sunt oameni credincioși cu frică de Dumnezeu, oameni care sunt urmașii moșnenilor liberi împroprietăriți de Mihai Viteazu, ca urmare a contribuției lor la înfăptuirea Unirii și li s-au dat aceste sfori de pământ țăranilor ortodoxi din Transilvania care au venit în aceste zone și au pus bazele și au ctitorit inițial o biserică din lemn din Bârghin de Stejar, iar apoi mai târziu în 1872, pentru că acea biserică era mică și neîncăpătoare, au ctitorit acest edificiu impozant numai din piatră cioplită, nu există alt material de construcție folosit și, bineînțeles, în lemn la interior. Ce să vă spun, oamenii sunt foarte credincioși. Din păcate, astăzi, datorită provocărilor lumii moderne, datorită diverselor îndeletniciri, să spunem așa că poate frecvența la biserică nu mai este ca pe vremuri. Însă, după posibilitățile lor, oamenii vin la Sfânta Biserică, se roagă, participă activ în duminici și în sărbători. Și în această perioadă, mai ales în această perioadă, apropierea de marele praznic al nașterii Domnului produce în sufletele noastre, ale tuturor preoți și credincioși, o emoție deosebită și, așa cum a spus, ne apropie mai mult de Dumnezeu și de semenii noștri. Această veste minunată pe care, deși o primim an de an, o așteptăm de multe ori cu mai multă nerăbdare, ne aduc cei care au fost martorii
acestui mare eveniment din istoria omenirii prin vocile colindătorilor care ne împărtășesc colindul sfânt și bun, cum spunem noi la români. Cred că uneori nu ne sunt de ajuns doar două sărbători foarte mari la care să ne adunăm și la care să socializăm spiritual, mă refer, cum este Paștele și Crăciunul. Oarecum s-a diminuat, și sunteți de acord cu mine, prezența oamenilor în biserică. Mai mult sărbătorile ne adună și ne pun pe toți la masă. Cum îi aduceți dumneavoastră, cum îi determinați pe oamenii din comuna Pietroasele, din satul, din de aici, de sus, de pe deal, să nu țină cont doar de sărbători? Noi facem tot posibilul și încercăm, atât prin predicile noastre, prin cuvintele noastre de învățătură, prin vizitele noastre pastorale la casele lor, încercăm atât cât putem, din toate forțele noastre, să-i aducem la Sfânta Biserică. Mulți invocă tot felul de argumente. Unul ar fi sărăcia, să spunem că nu au bani de lumânări sau nu au bani să plătească Sfânta Liturghie. Acest moment se poate depăși. Eu de multe ori le-am spus, veniți în Sfânta Biserică, chiar dacă nu plătiți Sfânta Liturghie, chiar dacă nu aprindeți o lumânare, nu este un păcat. Faptul că intrați aici, în casa Domnului și casa dumneavoastră spirituală, este mare lucru, pentru că în afara bisericii nu există mântuire. Fiecare are credința lui personală, se roagă în casa sa, are acolo icoană a Maicii Domnului, a Sfântului Nicolae sau altor sfinți, dar dacă nu vii aici și credința ta nu este lucrătoare prin faptă față de semeni, și dacă nu vii aici să aduci slavă lui Dumnezeu în casa lui, unde sunt doi sau trei, sau sunt în numele meu, acolo sunt și eu. Casa care a fost zidită tot de credincioși pentru el, care de multe ori este goală la ceas de slujbă, dacă nu venim aici, nu ne putem mântui. Este foarte greu. Pastorația este diferită în mediul urban față de cea din mediul rural. Nu știu ce se întâmplă, nu știu care sunt cauzele, le-aș putea intui. De ce oamenii în această perioadă, să spunem, a democrației, a libertății, mai ales în această zonă, nu vin în număr mare la biserică, nu-și educă copiii în acest stil? Cauzele ar fi multe, am spus sărăcia, multora poate neîncrederea, nu știu, poate aceea ce se mai dă de multe ori la televizor, anumite mesaje care denigrează imaginea bisericii și mulți dintre ei, așa înțeleg, poate uneori lipsa catehizării suficiente și a înțelegerii adevărurilor sfinte și a ceea ce înseamnă biserică. Cred că și asta este un punct foarte. Sunt multe cauze, însă noi niciodată nu ne dăm bătuți, pentru că îl reprezentăm pe Hristos și toată viața noastră trebuie să luptăm, să aducem credincioșii la biserică, pentru că noi răspundem și de sufletele lor, nu numai de sufletul nostru. Preoții, în misiunea lor, răspund și de mântuirea sufletelor credincioșilor. Dacă un singur încredincios l-a întors, contează foarte mult acolo, în fața lui Dumnezeu, în cartea vieții. De ce a ales părintele astăzi, Nicolae, haina preoțească? Da, sunt de aproape 15 ani preot. Nu de la început pot să spun că am mers pe acest drum așa cum au făcut alții, n-am urmat seminarul, n-am cântat la strană de mic. Nu. Însă Dumnezeu a vrut, chiar dacă în copilărie, am avut o copilărie mai grea, am rămas orfan de mic, am trăit mai mult singur, am lucrat de mic, chiar dacă la început nu înțelegeam și pot să spun că așa, în felul meu, în gândirea mea de copil, credeam că Dumnezeu chiar are ceva cu mine. Pentru că îi vedeam pe ceilalți copii alături de părinți. Eu de la 13 ani, v-am zis, n-am mai avut. Mama mea a murit la 9 ani, la 13 ani tatăl. Așa a fost să fie și aproape că îl pismuiam un pic pe Dumnezeu, gândindu-mă, de ce mi s-a întâmplat mie, cu ce am greșit. Și iată că totuși Dumnezeu a fost bun. A fost bun, m-a chemat la el, mi-a deschis ochii și m-a îndrumat ca la rândul meu să-i atrag și eu pe alții către Dumnezeu. Cred că asta a fost, doar puterea lui Dumnezeu, nu altceva. Am făcut facultatea de teologie la București, mi-a plăcut foarte mult și apoi tot cu voia lui Dumnezeu, eu ne fiind din această zonă. De unde sunteți? Fiind din Ploiești, din Prahova. Aproape. Așa a vrut Dumnezeu, printr-o conjunctură, să ajung în această zonă încărcată de spiritualitate și de istorie, în această zonă
unde, cum știm, au fost goți în Imperiu. Sunt atâtea descoperiri arheologice cu mucenici, cu foarte multă încărcătură spirituală, cu oameni de valoare. Așa a vrut Dumnezeu. Chiar mi-aduceam aminte în facultate când citeam de cloșca cu pui de aur și de toate pietroase, nu mă gândeam. Mi se părea un fenomen miraculos. Da, ceva nemaipomenit, chiar m-a apasionat. Și Dumnezeu chiar a făcut să ajung în această zonă. Chiar pe cuprinsul parohiei noastre s-a descoperit cloșca cu pui de aur, un pic mai sus aici, pe platoul Via Ardelenilor, la Gruiul Dării, la cealaltă biserică, aproape de biserica filială pe care o avem cu hramul Nașterea Maicii Domnului. Când v-ați trezit că aveți parohia dumneavoastră? Ce ați spus? Da, ar trebui să încep să vă spun cu practica preoțească. Pentru mine a fost totul nou. Eu am luat, să spunem așa, totul de la zero. Dacă alții au avut de la început tangență cu mediul teologic, la mine nu a fost lucrul acesta, nu s-a întâmplat, a fost mai târziu. Și a fost o emoție sufletească foarte mare, începând cu hirotonia. Se simte fizic în momentul, așa am simțit eu, în momentul în care ierarhul pune mâinile și în momentul principal al hirotoniei și îți transmite harul apostolic, se simte acest lucru fizic. Îl simți în tine ca o putere. Eu așa am simțit. Și este o emoție de năstăvilit. Este un moment unic. Unic al persoanei care este hirotonită. Deci harul acela, prin episcop de la apostol, coboară asupra preotului și îl sfințește și îl îndrituiește, după aceea îl consacră pentru cele sfinte, pentru a fi slujitor nu numai lui Dumnezeu, ci și oamenilor. Ce sentiment aveți în momentul în care este sărbătoare? Sentimentul pe care ar trebui să-l avem cu toți. Sfântul Ioan Gură de Aur spune că nașterea Domnului după trup este maica tuturor sărbătorilor. După naștere urmează toate celelalte praznice împărătești și sunt în legătură cu nașterea, adică boboteaza, schimbarea la fața Mântuitorului, patimile, crucea, învierea și înălțarea Domnului. Fără naștere n-ar fi fost înviere, iar fără înviere nu s-ar fi împlinit scopul Sfintei Întrupări. Bucuria trăită de Crăciun, pe care ar trebui să o avem cu toții și cred că o simțim cu toții, nu cred că există om, sau poate foarte puțin care nu simt sau care nu cred. Okay. Dar între creștini această bucurie trăită de Crăciun se manifestă prin dragostea dintre oameni după modelul pe care ni l-a dat nouă Dumnezeu și această dragoste se exprimă mai ales prin gestul de a face daruri în această perioadă, atât celor dragi ai noștri, dar mai ales celor aflați în nevoi. Și darul, ca manifestarea iubirii frățești, face ca starea noastră de bucurie interioară, pe care o simțim, să nu rămână doar pentru noi, să se răspândească și la ceilalți. Aceasta este semnificația darului, mai ales în această perioadă. Iar de Crăciun, cred că toate familiile din lume au un motiv de bucurie. Mai ales cele sărace, pentru că în ziua de Crăciun pătrunde mai bine speranța, măcar speranța, și în casele lor. Iar toate familiile credincioșilor din această lume răsună, sufletele lor în această perioadă răsună voios. Oricât de slabă le-ar fi credința unora, oricât de firavă le-ar fi unora dragostea de cele sfinte, în această zi, în această perioadă, toți tresaltă într-un elan de mare bucurie. Pomul de Crăciun cu luminile lui scântuietoare, mai nou cu ornamentele lui foarte frumoase pe care le găsim la tot pasul, cadourile primite, obiceiurile pitorești legate de acest praznic, mesele încărcate, familiile reunite în casele lor, colindele noastre neprețuite, toate acestea îmbracă această sărbătoare, acest praznic într-o atmosferă nemai întâlnită. De aceea simțim cu toții o mare bucurie, atât noi cât familiile noastre și, cred eu, întreaga creștinătate. Se spune că dacă ești supărat pe cineva, este bine să-l ierți. Da. În special în pragul sărbătorilor. Da, dar aveți dreptate, iertarea, unii spun iert, dar nu uit. Oare e bine? Nu este bine. Iertarea ar trebui să fie completă. Și în rugăciunea domnească se spune acest lucru, să iertăm și noi,
Să fim și noi iertați, ne cerem iertare pe cum și noi iertăm greșiților noștri. Noi rostim această rugăciune, dar nu conștientizăm de multe ori că ne e foarte greu să iertăm. Din păcate, de multe ori răspundem răului sau unui rău mai mic, să spunem, nu așa, tot cu rău. Încercăm să avem ultimul cuvânt de spus, crezând că astfel noi suntem cei mai buni, noi suntem cei care dominăm. Nu este bine. Să încercăm să iertăm așa cum iertăm toate pentru înviere în acea perioadă și în această perioadă a bucuriei, a cadourilor, această perioadă sfântă când pruncul Iisus caută să-și facă sălaș în sufletele noastre, trebuie să nu fim certați cu nimeni, trebuie să iertăm și să ne iertăm unii pe alții, chiar dacă greșim, greșeala e omenească, dar dacă ne cerem iertare să fie din suflet și să nu ținem acea supărare, să încercăm să ne curățim sufletele așa cum spune Sfântul Simeon, noul teolog, atunci când omul își curăță inima și este iluminat, îl primește pe Hristos în interiorul său și îi simte mișcările de prunc. Foarte interesant. El spune că Hristos se zămișlește în om ca prunc și se naște prin virtuți. În acest sens și în acest fel, iată că omul trăiește în existența sa toate evenimentele întrupării. Și nu este atât de greu, nu sunt cuvinte mari, nu este atât de greu să iertăm celor ce ne greșesc. Poate pentru unii care au așa inima învârtoșată, dar dacă am venit la Sfânta Biserică, dacă am ascultat învățăturile Domnului și am culege de aici roadele duhovnicești, am vedea că iertarea nu este... Alte lucruri sunt mult mai grele decât iertarea, să spunem mântuirea. Dar iertarea este un pas. Părinte, un prim pas. Oamenii sunt foarte ocupați și haosul acesta creat în ultimii ani, la nivel nu numai național și nici european, ba din contră mondial, ne dă maxime bătăi de cap sau dureri de cap, mai mult decât atât. Oamenii muncesc mult mai mult. Spuneați că oamenii trebuie să vină la biserică. Am observat că nici măcar duminica oamenii nu mai vin la biserică, ba din contră, oamenii muncesc duminica. Dacă mai punem că duminica este lăsată de la Dumnezeu pentru iertarea păcatelor, câți dintre oamenii care muncesc duminica înțeleg acest lucru? Sau nu-l înțeleg deloc? Da, în această epocă, în acest mileniu al treilea, când unii au spus că s-a spus că mileniu ar fi, ar putea fi religios sau n-ar putea fi deloc. Toată lumea aleargă. Da, este un mileniu al vitezei, toată lumea caută să-și asigure, caută să trăiască din ce în ce mai bine și de multe ori pierd din vedere ceea ce este mai important, pentru că Sfânta Scriptură ne spune căutați întâi împărăția lui Dumnezeu și toate celelalte vi se vor adăuga vouă. E normal că este necesar să ne asigurăm traiul zilnic. Fiecare dintre noi vrem să avem copiii noștri să fie bine, noi să fim bine, să avem o casă, să avem toate cele necesare traiului și să trăim decent, că asta e cel mai important și să putem din ceea ce avem și noi să-l ajutăm și pe celălalt. Da, într-adevăr, este o problemă cu cei care lucrează duminica. Nu putem. Cei nu care putem uită de ei. Acuzăm. Unii uită de ei, alții așa au programul și nu le căutăm scuze acum. Dar dacă asta e situația în ziua de astăzi, în această criză, din păcate sunt, știu, societăți, sunt firme cu foc continuu sau cum sunt și nu se ține cont în ture. Dar sunt și unii care, să spunem așa, n-au cuvânt de îndreptățire, pentru că ar putea să vină la Sfânta Biserică, nu știu din ce cauză n-o fac, unii poate din cauza ispitelor, cum îmi spunea de ună zi cineva, am vrut să vin, părinte, la biserică, dar un gând așa, trimis de la celălalt, să spunem, m-a făcut să mă duc la piață, sau să mă duc în altă parte, sau să mă apuc de altceva. Deci m-am trezit cu acest gând, mi-a venit alt gând. Da, este foarte greu, nu emitem aici judecăți de valoare, nu putem să acuzăm pe nimeni, însă atâta timp cât lucrăm 6 zile pentru cele necesare trupului, nu putem 2 ore, duminica sau la sărbătoare, să ne asigurăm și hrana sufletească pe care o găsim aici în Sfânta Biserică și o să vedem că dacă facem acest lucru, toată săptămâna care urmează ne va fi mai ușor, pentru că dacă sufletul este liniștit, atunci și trupul, bineînțeles, va fi sănătos și va fi fără de păcat. Pentru că de multe ori bolile vin asupra noastră ca urmare a păcatelor noastre. Și nu atât trupești, cât sufletești. De multe ori nu ne dăm seama, ca și în post, mulți ne abținem
de la bucate, ajunăm de la bucatele de dulce, dar nu ne abținem de la păcate. Și comitem atâtea păcate cu privirea, cu gura și cu comportamentul nostru, încât numai post și pregătire nu mai este. Pentru sărbători. Pentru sărbătorile acestea nemaipomenite. În copilăria dumneavoastră, care a fost cel mai frumos Crăciun? Au fost mai multe. Eu, atâta timp cât au fost ai mei, pot să spun că a fost un copil răsfățat. Din ce mi-aduc eu aminte, îmi făceau toate poftele. Nu pot să spun, nu mi-aduc aminte exact o zi, așa, n-o văd cu ochii minții. Însă au fost multe momente cu părinții mei. Nu cel mai frumos Crăciun, v-ați putea spune un moment care pe mine m-a emoționat. Aveam 8 ani și ceva, am fost în nordul Moldovei, într-o excursie, să vizităm mănăstirile, pentru prima dată pentru mine. Și acolo am aflat, pe drum, mama mea mi-a spus de unde mi se trage numele. De fapt, unul din prenume, care este și Arborel. Și acest lucru mi l-a spus înainte să ajungem la Biserica Arbore, chitoria Hadmanului Luca Arbore, portarul Sucevei, Hadmanului Ștefan cel Mare, în satul Arbore. Acolo a avut loc o întâmplare, în sfârșit, și de acolo, niște prieteni de familie, asta când mama mea era însărcinată cu mine, a spus, dacă este băiat, să-i spuneți Arborel. Și mama mea a povestit, ăsta a fost unul cele mai emoționante momente, exact când ne apropiam și apoi am pășit și am intrat în această frumoasă biserică, este aproape muzeu, o biserică, bineînțeles, în stilul moldovenesc, nemaipomenită. Și de acolo mi se trage unul dintre prenume. Și acela a fost cel mai frumos moment, din ce mi-aduc aminte acum, alături de părinții mei. Da. Toți copiii, și nu numai copiii, și cei mici și cei mari, așteaptă pe Moș Nicolae și pe Moș Crăciun, poate mai mult decât pe iepuraș. Cum simțiți dumneavoastră aceste două momente, ținând cont că sunteți și sărbătorit? Da. Nu numai faptul că am fost, că sunt și sărbătorit, ci faptul că și această biserică poartă hramul Sfântului Nicolae, a fost pictată de o doamnă pe nume Nicoleta. Deci iată cum Dumnezeu le-a aranjat așa într-un fel pe toate. Într-adevăr, în această perioadă, care să spunem așa, este una dintre cele mai importante, și mai ales pentru copii. Copiii așteaptă cu nerăbdare cadourile oferite atât de Moș Nicolae, atât de Moș Crăciun, bine că nu mai avem pe Moș Gerilă, care înlocuise toată simbolistica aceasta. Unii primesc, alții, din păcate, mai puține cadouri, sunt atât de mulți copii nefericiți, care poate nu au pe masa lor, poate nu au o jucărie acum, poate nu au o pâine pe masa lor, din păcate este aici o nedreptate cumva, însă noi am încercat de multe ori, după posibilități, să ajutăm. Avem și noi aici în parohie câteva familii mai sărace, însă probabil că în alte zone sunt unii mult mai nepăstuiți săraci, pentru care ne rugăm, și mulți dintre ei, ceea ce s-a văzut și prin presă, ce s-a mai dat, mulți dintre ei sunt copii foarte buni, foarte bine educați, foarte buni la învățătură, care trăiesc în niște condiții subumane, ne cutremură întotdeauna aceste lucruri, dar în această perioadă cred că măcar o rază de speranță intră și în sufletele lor. Poate sunt multe persoane bune la suflet care se duc și le ajută, multe dintre ele nu le știm, așa este bine când facem un cadou să nu trâmbițăm, să nu ne dăm numele, să mergem acolo la locul respectiv și din puținul nostru să bucurăm acele suflete. Nu să arătăm în stânga și în dreapta, iată cât de mărinimoși, cât de buni și cât de frumos suntem noi. Aceasta este sensul acestei perioade, acestei sărbători nemaipomenite. Și vreau să mai spun doar ceva despre faptul că peștera în care s-a născut Mântuitorul este socotită de Sfinții Părinți ca întruchiparea Bisericii. Vedem și în icoana nașterii acest lucru, mai ales că Sfântul Vasile cel Mare, unul dintre sfinții bineplăcuți nouă și casnici al lui Dumnezeu, spune că sălașul în care Preasfânta Născătoare de Dumnezeu l-a născut pe Hristos este, a primit apoi chipul Bisericii, pentru că Ieslea este jerfelnicul, Iosif
ierarhii, Domnul Hristos este arhiereul, Preasfânta Născătoare de Dumnezeu este tronul, întruparea este mantia, heruvimii sunt ripidele, Sfântul Duh este discul, iar Tatăl care învăluie totul cu puterea sa este acoperământul discului. Iată ce frumos cum toate persoanele Sfintei Treimi participă de fapt la naștere. Și întruparea, nașterea, întruparea celei de-a doua persoane a Sfintei Treimi are și un caracter soteriologic. A avut ca scop de fapt îndumnezeirea firii umane, mântuirea noastră. Ne-a deschis această posibilitate, iar la baza întrupării Fiului Dumnezeu ne învață Sfânta Scriptură că stă iubirea, și așa este, atributul prin excelență și principal al divinității. Și ne spune Sfânta Scriptură, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a trimis pe Fiul Său în lume, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Iată cât de mult ne iubește Tatăl Ceresc, cât de mult ne iubește Fiul Său și cum ne-a deschis posibilitatea ca să ne schimbăm. Și schimbarea noastră trebuie să fie profundă. Drumul nostru, atâta timp cât trăim, trebuie să fie de la acel chip către asemănarea cu Dumnezeu. Atât cât putem, atât cât trăim, trebuie să lucrăm și tot timpul să încercăm să nu ne abatem de la acest drum. Sau dacă ne-am abătut, imediat să ne întoarcem cu bunătate către Dumnezeu, care este Cel care ne-a dăruit totul. El este dăruitorul prin excelență a tuturor ceea ce avem. Niciun fir de păr din capul nostru nu se mișcă fără știrea lui Dumnezeu și fără voia sa. Am stat de vorbă cu dumneavoastră câteva minute bune și mi-am dat seama pentru, nu știu câte oară, stând de vorbă așa cu cei care trec prin emisiunile noastre, ca invitați, că nimic nu este întâmplător pentru nimeni. Așa este. Cum contorizați dumneavoastră, ținând cont de viața pe care ați avut-o până acum? Că nimic nu este întâmplător. Iată, numele dumneavoastră se leagă de această Sfântă Biserică. Dar nu putem spune nici că este o predestinație. Predestinație nu. Da, nimic nu este întâmplător, nimic nu funcționează întâmplător în această lume. Există, așa cum spunea Voltaire, universul mă încântă și nu pot gândi mâncar că poate exista ceasul fără un ceasornicar. Deci nu, nimic nu este întâmplător. Dumnezeu a asigurat întregii lumi niște legi de funcționare, să spunem așa, în acest limbaj mai modern. Acest arhitect universal ne-a trasat așa un plan, bineînțeles, lăsându-ne liberul arbitru. Legile. Deci Dumnezeu nu s-a retras din lume și stă undeva izolat. El este prezent. Este tot timpul în mijlocul nostru. Depinde de noi dacă îl primim în sufletele noastre. Și în această perioadă, la marele praznic al nașterii Domnului, datoria noastră cea mai mare este să-i facem să lasă, să-i facem loc pruncului Iisus în inimile noastre, ca să se nască acolo cu toată puterea și slava Lui. Acesta este cel mai important lucru pe care eu îl consider că ar trebui să-l facă toți oamenii, mai ales în această perioadă care este o perioadă de bucurie. Dacă la Paște, după un post mult mai aspru, după ce îl prohodim pe Mântuitorul, este o perioadă de tristețe. Așa se întâmplă și în celelalte posturi ale Sfinților Apostoli. Acum, la nașterea Domnului, este o perioadă de bucurie, când toți creștinii, într-adevăr, ar trebui să lase totul la o parte, toate supărările, toate necazurile, pentru că ar trebui să fie conștienți că Dumnezeu este cu noi, mai ales în această perioadă, viu, așa cum a fost când l-au adorat păstorii, așa cum l-au găsit magii. Și Domnul Hristos este întotdeauna cu noi și El poate și face acest lucru să ne asculte în necazurile și suferințele noastre și să ne sfințească în bucuriile și împlinirile noastre. Acesta, să înțeleg, că este mesajul dumneavoastră către telespectatorii noștri? Da, acesta este mesajul meu și aș vrea, dacă este finalul... Chiar vă rog. Să recit o strofă dintr-un colind frumos al nostru, așa în încheiere, însă nu înainte de a spune să serbăm marele praznic al nașterii Domnului cu toții cu bucurie mare, iar roada acestei bucurii să fie ceea ce au cântat îngerii
deasupra locului sfânt al nașterii, o mai mare slăvire a lui Dumnezeu, iar pe pământ pace și între oameni bunăvoire. Și acum te las, fii sănătos și vesel de Crăciun, dar nu uita când ești voios, române, să fii bun. Doamne ajută! Doamne ajută și vă mulțumim! Sărbători frumoase, liniștite și cu bucurie, Părinte! Să dea Dumnezeu! Și dumneavoastră vă doresc și tuturor telespectatorilor același lucru. Ca pruncul sfânt să se sălășluiască în inimile dumneavoastră și să le umple de bucuria sfântă a nașterii sale. Doamne ajută! Doamne ajută, mulțumim!